Buvnițele de pe semicercul ploieștean vor juca mai devreme în campionat. Handbalistele de la Activ Prahova Ploiești revin vineri în divizia A după o pauză de 2 săptămâni. Disputa cu Național Râmnicu Vâlcea, anunțată inițial pentru sâmbătă, a fost devansată pentru vineri după amiază. Va fi prima revedere pe teren propriu a fanilor cu Buvnițele, după ce acestea au remizat la Mioveni în primul joc oficial din acest an. Mutarea jocului cu o zi mai devreme se datorează faptului că de pe 9 februarie la Ploiești se va antrena Naționala de Handbal Tineret a României. Echipa feminină se va pregăti la Sala Olimpia în perspectiva turneului final al campionatului mondial găzduit de România. La lot a fost convocată și Roxana Beșleagă, centrul Buvnițelor de la Activ. În vârstă de 19 ani, handbalista nu este la prima convocare, fiind prezentă și la alte acțiuni ale Naționalei de Tineret. Nu este prima dată nici când viitorul handbalului feminin românesc vine la Olimpia. Spre sfârșitul anului trecut, trupa antrenată de ploieșteanul Dragoș Dobrescu a mai făcut un stagiu de pregătire în fieful Buvnițelor. Chiar au jucat și un meci de pregătire în compania formației ploieștene. România va efectua cantonamentul la Ploiești timp de 1 săptămână, iar selecționerul Dobrescu a convocat 18 handbaliste pentru această acțiune.